Mai multe produse din plastic vor fi interzise în România începând de săptămâna viitoare. Obiectele din plastic de unică folosință, precum farfuriile, tacâmurile, paiele sau bețișoarele pentru urechi, care reprezintă peste 70% dintre deșeurile marine, vor fi interzise pe piața Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2021. Ministrul Mediului a anunțat miercuri că guvernul va adopta săptămâna viitoare ordonanța de urgență privind transpunerea directivei Single-Use Plastics. Astfel, se va interzice comercializarea unor produse din plastic de unică folosință, precum farfuriile, furculițele sau paharele din plastic pentru băuturi. Nu sunt de acord cu chestia de asta. Pentru că așa erau de totdeauna. Folosit deja alea și... Mai bine ar face ceva cu măștile. O aboleală și o prostie pe vață. De acolo nu se produce cancer și din nou. Să înțeleg că nu sunteți de acord cu această decizie. Nu. Dar nu are ce să deuneze. Pământul deja a luat o rază de mult, dar mai cu ce să mai faci. Nu avem ce. Directiva Uniunii Europene 2019/904 privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului a fost adoptată în urmă cu 2 ani și prevede 10 categorii de produse. Bețigașe de urechi, farfurii și tacâmuri de unică folosință, baloane și bețe pentru acestea, ambalaje de mâncare, pahare din plastic pentru băuturi, alte ambalaje folosite pentru băuturi, filtre de țigări, pungi de plastic, ambalaje din plastic, șervețele umede și alte produse de igienă din plastic. Pentru mine nu are importanță mare, ce să vă spun. Dacă sunt bun... Nu vă foloseați neapărat de aceste tacămuri? Nu, nu prea, nu. Asta este problema. Dar nu vă era teamă, să zic așa, să le folosiți? În mare parte nu i-a dat importanță, deci... Asta a fost cea mai mare problemă și cum suntem noi de obicei. Nu le dăm importanță. N-am folosit. În genere, n-am folosit. Folosesc inox sau emailate și din acestea de faianță, de porțelan, de niciodată însă de plastic. Nu ader la ideea de plastic, dar ce să facem? Trăim în epoca plasticului, după câte se vede. Deci spuneți că ați fi de acord cu această măsură? Eu aș fi de acord, sigur, sigur că da, sigur. S-a și poluat peste tot, vezi, numai plastice aruncate. Cazul României, momentan Directiva Uniunii Europene 2019/904 privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului, adoptată în urmă cu 2 ani de Parlamentul European, nu a fost transpusă în legislația națională. Ordonanță de urgență în acest sens așteaptă să fie aprobată de guvern.